Deci eu nu port mască. Mă, băga mea, s***. Deci eu nu port mască. Ia uite, ia uite telefon. Du-te, du-te de aici. Mută mașina, făptuitorule, pe trecere. Ia uite-l pe Nisa cu mașina pe trecerea de pieton. De ce să-i mă bine? Asta trebuie la poliție, băi. La data de 23 octombrie 2023, la ora 15:23, suspectul din dosarul de mărturie mincinoasă și din dosarul de amenințare de la data de 5 noiembrie 2021, Nița Aurel, m-a lovit cu pumnul în burtă și m-a strâns de gât pe motiv că îi filmam acestuia mașina care era parcată pe trecerea de pietoni. Nu intenționam să public acest material, dar întrucât suspectul Nița Aurel, după miile infracțiuni pe care le-a săvârșit urmărindu-mă pe stradă, punându-și angajații să-mi rupă cheii în ușă, punându-și angajații să-mi taie fibra optică, păhărțuirile și încercările de a se împrieteni cu mine cu scopul de a mă face să îmi retrag plângerile sau să renunț la calitatea de parte vătămată în dosarele penale ale lui. Într-un final, după amenințarea din 5 noiembrie 2021, când m-a călcat pe picioare intimidant și amenințător și m-a și amenințat verbal cu acte de agresiune, punându-mi te bat, băga mea și nota, m-a săvârșit ceea ce spunea atunci. Am fost la poliția orașului Năvodarie, unde am depus actul de sesizare al infracțiunilor săvârșite astăzi. Și Mohamed Denis spunea Mohamed Denis, și el suspect, ajuns suspect în dosarele penale în care eu sunt persoana vătămată, a zis că nu mă poate audia, întrucât nu mă poate audia în calitate de persoană vătămată, întrucât nu e rezoluționată de către domnul comandant Ivan Vasilică, domnul comandant Ivan Vasilică, care imediat la data de 27 august 2021 a dat dispoziții să se dispună măsurile legale în dosarul 74-75 perpetuit în 2021. Domnul comandant, care rezoluționase chiar el actul de sesizare prin care Miroșanu Anton inducea organele judiciare în eroare, spunând că ne-am lovit reciproc, iar apoi în calitate de parte vătămată că spunea că doar m-a împins. Dosarul care a fost trimis spre soluționare la propunerea Corcanu Roxana, sora suspectului din dosarul pe 2021, Turcan Adrian, dosarul în care eu sunt persoana vătămată, propus trimiterea mea în judecată, întocmind un act în mod defectuos prin prisma faptului că la finalizarea urmăririi penale nu a avut în vedere actul de sesizare al lui Miroșanu Anton. Deci, la mulți ani cu executare de Nița Aurel, ne vedem în procesul penal. Știi tu unde? Nu te scapă nimeni de pușcăriere. Eu sunt doar partea civilă. La poliția orașului Năvodarie și am solicitat lui Nazale Andrei, vedeta Arsen Nazale de pe YouTube, să spună la cine a fost repartizată plângerea mea împotriva lui Nița Aurel. Deci la cine a fost repartizată? De către domnul comandant, iar socarul de permanență care ia 100 de lei ca să dea permis înapoi, pe vremea în care am fost justițialist. N-am vrut să-mi dea detaliile, problema e că Nița în fiecare zi e fața sediului. De câte ori ies eu din casă, ies sau intru în casă, la fel cum se întâmplă din încă din anul 2021. Deci ce a făcut ieri, 23 octombrie 2022, poate vor să facă oricând. Și nimănui de la poliția orașului Năvodarie nu-i pasă. La ce oră? Ora 14 scrie aici, avem numărul invitații. Astăzi? Păi și de ce? Citatele se aduc cu 24 de ore sau 5 zile? Păi eu pot să vin, dar de unde știi tu că pot să vin? De unde știi? Păi înseamnă că ai făcut activități de supraveghere a mea
înainte, nu? Ca să știi, ca să știi. Ce? La ora 14, domnul Mohamed Denis mi-a trimis, mi-a dat două citații fără să spună despre ce e vorba și cine este reclamă, persoana reclamată. Că așa am trimis citație de 5.000 de ori. Și iar dosarul cu Nița Urlen mi-a zis că e trimis la parchetul de pe lângă judecătoria Constanța, dar se facă încadrarea infracțiunilor. Același domnul Mohamed Denis care îmi spunea în ziua în care s-a întâmplat, după ce s-a întâmplat ce a venit la poliție, spunea Mohamed Denis că nu se vede, domne, că sunt mâinile lui Nița Urlită, că uite, putem face o reconstituire și spunea el mâinile așa. Sunt două mâini, oare eu țineam telefonul cu ce mână? Că dacă eu țineam telefonul în mână, eu nu am o mână. Țineam telefonul în mână, n-aveam cum să pun mâinile eu în gât. Dar domnul Mohamed încerca să litige suspiciuni, domne, că și că tu puteai să-ți pui mâinile în gât. Păi nu puteam să-mi pun mâinile în gât, că aveam telefonul în mână. La Poliția Orașului Lăvădariu, unde am solicitat din nou pentru a patra zi să fiu audiat în calitate de persoană vătămată în dosarul cu Nița Urlită de pe 23 octombrie. La poarta Poliției Orașului Lăvădariu era infractorul Eleftheriu Florin, infractor potrivit cauzei disjuncte a dosarului 1643 pe PPR 2020, care Stoi Cristian era audiat ca martor. Eleftheriu Florin, suspectul sau infractorul Eleftheriu Florin, spunându-mi, astăzi o să fiți audiat când o să primiți citație. Păi dacă primești citație cum am primit în dosarul Rusă Geata Luniță, dar Eleftheriu mintind în procesul verbal că am refuzat audierea, când el mi-a trimis citație și mai are și impertinența să spună ați refuzat audierea datul pe istul de Eleftheriu Florin, după ce că e un infractor care săvârșește infracțiuni care mă prejudicează în mod direct pe mine, îmi spune că fi audiat când vei primi, veți primi citație. Păi dacă îmi trimite cum mi-a trimis între ghilimele citație, el nu o să mai stea Nița Urlen mult și bine afară.